Cam început. Bună seara, bine ați venit! Dacă s-ar plăti în toate domeniile atât de bine ca la jocul cuvintelor, ar fi mulți bogați în țara asta, dacă s-ar plăti mintea. Noi plătim cu 100 de lei fiecare literă din fiecare cuvânt. Jocul cuvintelor, să vă prezint prietenii mei din seara asta. Bogdane, salutare, de unde vii? Salut, București, născut, crescut în București. Bucureștean. Melinda, bun venit la noi. Mulțumesc. Pregătită, da? Da. Ce faci, Mihăiță? Foarte bine. Nu vreau să vă întreb de la început cu ce vă ocupați, cu ce meserie ai. Întâi să veniți aici, după care vedem. E mai bine așa, Alexandra, da? Da. Perfect. Știi regulamentul, Angelica? Perfect. Perfect. Avem bani de dat, voi să aveți minte acasă la voi. Mihai, doar te întreb, de unde vii, din ce oraș? Din București. Născut, crescut. Cum? Născut, crescut în București. Lupți greu pentru bani, Mihăiță, așa-i? Mergi și în coate și în genunchi ca să zicem. Știi de ce te întreb că și în genunchi? Da. Câți ani ai, Mihăiță? 24. Lasă, poartă-i rupți în, rupți în dincolo să nu fie, dar hai, Mihăiță, aici. Hai. Bine ai venit. E o modă asta cu pantalonii rupți, așa da. E singura pereche pe care o am rupt. A, de asta. Da. Și tot o porți până s-a rupt, nu? Încă o dată să strâng mâna. Câți ani ai, puștule? 24. 24 de ani. Mare atenție la Melinda. Da. Atât doar te întreb, ce vârstă ai? 63. Nu, lasă, nu vâr mintea, la cât e? 25. 25, perfect. Mihăiță, fii atent cum facem. Eu îți dau primele două definiții, alea de patru, după care îmi povestești tu ce faci, cu ce te ocupi. Bine? Bine. Hai să intrăm direct în treabă, după care mai povestim, da? Bine. Auzi, Mihăiță. Hăuri la munte, am început direct. După care îmi povestești tu. Hăuri la... Ai fost la munte vreodată, da, în România? Ai vale. Fost? Cum? Vale. Șapte văi și o vale. Hăurile. Îți dau o literă, știi regulamentul? Literă. E cu literă, dacă literă. Nu prinzi. Văile alea adânci. Tu ai dreptate. Văile, dar s-a adânci așa și le zice într-un fel. Le zice... Du-te de aici. Literă. Cum? Du-te de aici. La râul, ramul, ne e prieten numai mie, iar ție, Mihăiță. Râpe. Râpele, măi. Nu aveam mai râuri în cap. Ii, ramule. Nu te întreb ce faci, stai așa că am zis două, da? Două din patru. Îți dau un adjectiv de data asta. Fii atent. Care a fost luat de acolo și pus aici. Adică un obiect care a fost luat de aici și pus aici este un obiect care a fost... Litera? A fost trans... Adus? Da, măi, om. Da, măi, omule. În 40 de secunde ai făcut 500 de lei. Zi-mi ce faci. Sunt asistent medical la serviciul de ambulanță București-Ilfov, de 2 ani și jumătate. Am fost timp de 7 ani voluntar al ambulanței București. Bravo, Mihăiță. Mulțumesc. Bravo. Și acum fac în continuare ceea ce îmi place. Ce-ai terminat? Ce-ai făcut? Post licea la sanitară fundent de asistenți. Acum sunt angajat de unde am plecat. Ți-a luat ceva timp să te obișnuiești. Nu e o viață ușoară, meseria de asta. De la 14 ani fac asta. De când a murit mama. Wow. Wow. Cum s-a stins mama? Cancer. 5 ani și jumătate. Și așa a fost să fie. 46 de ani. Doamne. 46. Câți ani aveai? 14. 14. De-abia împlinisem 14 ani. Eram în clasa 8. Și după aia ai decis... Am descoperit ambulanța. Ai descoperit ambulanța. A fost o perioadă în care chemai ambulanța, mă gândesc, la da. Da. Și eram oricum fascinat de lumea asta de urgență. Voiam să mă fac pompier. Și am descoperit ambulanța și am trecut pe partea... Tot în zona aceea, dar pe partea de medical. Mama te-a îndrumat să-i salvezi pe alții. Cu siguranță. N-am vrut să răscolesc, că e, m-a uimit povestea asta, da? Și îmi place felul tău de a fi. Un puști, mama și-a lăsat amprenta și după 14 ani pe inima ta și pe sufletul tău. Se vede asta. Sunt convins de asta. Știi? Sunt copii care cresc cu părinți, cocoloșiți și n-au, la tine se vede. Mama încă e în tine. Da, întotdeauna. Și în spatele meu și în fața și... Bravo. E mândră de puștiul ei, Mihăiță. Dau drumul jocului, ai 500 de lei în 40 de secunde. Fii atent, puștule. Timpul ăsta, mare grijă la el, da? Mihăiță, că am vorbit de
element de bază în patiserie, dar și în brutărie, Mihai? Literă. Deci în, așa, la modul general, e amestec. Aluat. Da, măi, omule, aluat. Bravo. Tot un verb. Stai bine, stai cu 900 de lei în buzunar în clipa asta. Fii atent. A se menține deasupra unei suprafețe. A pluti. Băi, nu mai lăsa să termin. Puștule, ești tare, bravo. Bun. 600 de lei. Pii, ce bine. Ai 1400 de lei și mă duc la 600 de lei, la 6 litere. Lasă, nu, da. eu te informez așa, da, da, știi, da, da, în mare, așa, ca să-ți dai seama. N-ar trebui tocmai eu să am emoții. Auzi, ascultă-mă. Planul elaborat, care e redus la câteva idei principale, cum Dumnezeu îi spune planului care e elaborat, câteva idei principale are? Literă? Modelul simplificat, Mihăiță, al unui proces. Literă? Ai. Auzi, vedere de ansamblu, dacă vrei, asupra o, e o... Literă? Ai că ai cuvântul, 3 litere mai ai depus. Schiță, mă, schiță, desen, sau... Schemă. Schemă. Schemă, Mihăiță. Alexandra nu mai știa cum să vină aici să... Schemă, bravo. Bun, dar știi... Da. Fiat, ești căsătorit... Deocamdată nu, o să urmeze. Da? Tot în domeniul ăsta, e medic. Doamna tot... Alexandra. Alexandra o cheamă? Să vă fie cu noroc. Doamne ajută. Uite aici, uite aici dacă vorbeam. Set de obiecte sau articole pe care le pregătesc Mihai și Alexandra înainte de căsătorie. Setul ăsta. Literă? Auzi, la botez, se oferă și se cumpă, dar mai ales, las că literă? Vii. La botez, la botez. Literă? Ce înseamnă? Setul pe care îl cumpără nașii pentru fin, poftim. Literă? Știi, nașii pentru fin cumpără, du-te de aici. Crusoe. Stai, că Robinson Crusoe e ăla care a stat cu... Deci, nu, cum ai zis? Crusoe, Robinson. Încep. Nu pot să zic mai multe. Croissantul e altul. Zic 10 secunde să ia toate literele la rând. Mama lui de că ia toate literele, toate literele. Crusoe. Cum? Crusoe. Crusoe, Robinson Crusoe. Da, de unde cu Crusoe, nu știu. N-ai auzit, n-ai auzit? Crusoe, da, numai nu mi-a... Ăla e, nu e Crusoe, nu, Alexandru. Angelica, când nașii... Numai Garou avem în cap, dar nu știu de ce. Nu, hăinuțele necesare un nou născut, nu e Crusoe-ul ăla, da, de... Trusou. 700 de lei, fii atent aici, 7 litere. Titulatura unui conducător regional sau a unui guvernator mai de mult în istorie. Literă? În istorie, măi, Mihăiță. În țările din Europa. În România erau... Literă? Literă? Personaj principal al istoriei de la noi. Voievod. Voievodul! Bravo. Românce cu literele. Da. Da, e bine. Voievod. Fie de-mi. Ca să vin la definiție, prima dată te întreb ce-i omnivorul. Știi ce e omnivor? Care mănâncă de toate. Mamifer rozător care mănâncă de toate, corect. Omnivorul e ăla care mănâncă și vegetal și animal. Literă? Omnivorul. Literă? Are niște dinți ascuțiți, cresc continuu, săracul, că de-aia el și mănâncă tot. Mănâncă, îi cresc dinții continuu. Literă? La om nu cresc continuu, dar asta tot timpul... Auzi, se și reproduce... Bă, dar se reproduce... Literă? Mamifer, roade și se reproduce mulți. Doamne, 300... Literă? Domnule doctor, 3 litere, domnule asistent medical. Bă, nu... Cum nu? Că e atât de simplu. Dacă se reproduce, de nu mai poate. Literă? Mănâncă mult. Se reproduce, are dinții care îi cresc continuu. Șobolan. Mama lui. Bine! Hai să poate. Șobolan. L-ai luat, Bogdane, de mult? Ai luat șobolan, ai luat cuvântul? L-ai prins? Da. Băi, cum înghesuim 6 cuvinte într-un minut și 17 secunde? A? Îl zic pe ăsta?
acțiuni de promovare planificate și coordonate. Literă? Nu ieftin, e 800 de lei. Acum ai 700, că ai cerut o literă. Se desfășoară într-o anumită perioadă de timp. Și la tine în sănătate se desfășoară. Literă? Sunt astfel de... poate să vizeze diferite domenii. Marketing, dar și sănătate. Literă? De exemplu, în sănătate am văzut foarte interesant aia în care le îndeamnă pe femei să meargă să-și facă mamografie. Astea sunt niște... Companii? De promovare. De... Cum? Literă? Am zis mai greu, dar m-am prins. Da, taci, Alexandru. Campanii. Da. Bravo. Da. S-a prins, te-ai prins, Alexandru. Campanii de promovare, știi? Și în sănătate sunt campanii. De... Mihai, auzi. 40 de secunde ca să înghesuim 5 cuvinte. Fii atent, ascultă-mă. Încet. Încet, dar repede. Adică grăbește-te, dar încet. Îl spun pe ăsta de 8 litere și terminăm cu 800 de lei. Țesătură cu funcție practică și aspect decorativ. Preșul ăla lung și îngust care acoperă pragurile, de exemplu. Literă? Preșul ăla, îi zice într-un fel. Coridoarele sunt acoperite de preșul Literă? Ăsta. Are lățime mică și folosit în spații înguste. Și zice într-un fel. Literă? Mergi pe el, vezi că trec secundele. Auzi, e un covor care protejează pardoseala. Pe spații înguste, pe coridoare. Îl cumperi din magazine. Dar și zice... Traversă. Bravo, măi, traversă. Hai. Da, 20. Nu, ritmul ăsta nu e bine. Ascultă-mă, hai cu timpul. Vine undeva la 20 de secunde pentru 4 cuvinte. Asta înseamnă cât? 5 secunde de cuvânt. Bun, reușim? Sperăm. Hai, eu vorbesc, tu ce litere și te gândești 5 secunde, haț. Da. Bun, Mihăiță. A reține un bun literă? Pentru recuperarea unui prejudiciu literă? Creat. Literă? Hai, omule. 15 secunde, bravo, bun, ne-am încadrat în timp. Da, și-a luat și 3 litere, perfect. Deci, sechestru. A? Sechestra. Omule, excelent! Ăsta era, bravo. 3800 de lei. Bun, ăsta e drumul. 15 secunde. Ai. Mihai, îl spun? Definiția zice așa. Care a fost literă? Bine incorporat într-o compoziție literă? Alimentară. Literă? Asta e ce bine oprești timpul. Amesteca. Adjectivul. Amestecat. Asta e! Mama, am niște emoții. Amestecat. Uleu, 4400! Acum, mă dau pe invers. Tu pe final o joci mai bine decât pe alea simple, mă, omul. Ia, uite, bă, ne-am încurcat la alea de 400 de lei și le luăm pe astea de 1000. Bravo, Mihai! 1000 de lei cuvântul ăsta. 10 litere puse cap la cap, fac un cuvânt. Nu-i ușor. Te duci un pic în școală. Reptilă carnivoră din era mezozoică. Literă? Geologică, asta era mezozoică. Auzi, era mezozoică se învață la școală, era perioada reptilelor. Fii atent. Ei mici ai mei învață acum la școală despre era mezozoică. Era perioada reptilelor al lui Spielberg, Jurassic Park. Perioada reptilelor. E biped în Cretacic. Era biped în Cretacic. Zi, cum îi zice? Avea 13 metri în lățime mare, era înalt. Zi mai mulți, mă, dinozauri, zi. Tiranozaur. Ce mama mamii lui, mă. Ce nu e luat la rând pe toți? Nu-mi trecea nimic în cap. Dar știi, auzi, că de-aia am zis de Spielberg. Da. Cu Jura, ai luat careva, tiranozaur? Ai luat Alexandra, Angelica l-a luat. Da, T-Rex. Acum am făcut legătura, da. Păi T-Rex, tiranozaurus? T-Rex. Bun, 5 secunde, las-o așa. Asistent medical.
a căpăta, domnule asistent medical, cunoștințe aprofundate într-o ramură de activitate. Literă. Bun, 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 perfect. A se... A căpăta cunoștințe aprofundate într-o ramură... Când dobândești o expertiză detaliată, înseamnă că te, când aprofundezi o meserie, o meserie, adică te, într-o meserie, te... A se într-o meserie, în ceva, în te califici, a se califica, a se, se faci, faci cursuri, te duci la cursuri ca să te, ca să te, ca, nu, ca să, ca medic, să te specializezi. Specializa. Ei, specializa. Pa, asta te califica, a te specializa. Băi, dacă n-am, cine, a luat cineva mâna sus, cine a luat, uite-i toți. Pa. Specializa. Da, mă, dar bine jucat, puștule. 3.100 de lei. Ți-ai păstrat și o secundă pe final, așa că... Mihai, îmi place felul tău de om. M-aș lăsa vreodată când o fi să chem. În România numărul ambulanței e... 112. Să le zicem asta oamenilor. M-aș lăsa pe mâna ta, Doamne ferește, dacă o fi să fie. Mulțumesc. Mulțumesc, Mihai. Dar chiar nu-mi venea cu pira... Da, m-am gândit doar la dinozaur aveam încă. Bun, mă, dar... Terminația o aveam, da. Dar brontozaur nu, dinozaur nu și... Tiran. Negru. Blackout, numai. Tot un fel de dinozaur și negru. Știu, mulțumesc. Bravo, mi-a plăcut. Nu, mă refeream la... Ia vină, măi, Alexandra aici să te ia dinozaurul pe mâna lui. Ce faci, Alexandra? Bine, foarte bine. Bună seara. Uleu, uleu. Exact ca la Mihai, nu-mi spune nimic, nu te întreb, vin cu definiții. Vorbim după aceea, da? Ok. Ai primele cuvinte, primii bani. Îmi spui după aceea ce faci, cu ce te ocupi. Fii atent. Bun. Încep cu un verb la infinitiv. A vira într-o altă direcție, adică a me... A coti. Au! Wow, 2 secunde, 400 de lei, bun! Să te văd aici. Pește bun în saramură. Nu știu ce faci, cu ce te ocupi. Peștele bun în saramură. Somn. Ăla e mare, e adevărat. Ăla e mare. Și ăsta e mare, să știi. Și ăsta e mare. Hai, avem 20 crap. Secunde să găsim. Cum? Crap. Cum? Crap. 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 Ăsta poate să ajungă la un 40 de kg. Bravo, Alexandru. 7 secunde, 800 de lei. Nu e rău. De unde vii? Timișoara. Pare cunoscut orașul. Da, știu. În ce zonă stai? În Calea Girocului. Eu stau pe acolo, prin Fratele. Știu. Da? Da. Eu stau pe linia tramvaiului 7. Știu, da. Nu știu exact, știu așa zona. Așa zonă. Da. Da. Ce faci? Cu ce te ocupi? Lucrez în domeniul asigurărilor. Și n-ai mai făcut altceva, alte ceva? Da, call center pentru Italia, telecomunicații, vânzări, am început cu vânzările, am trecut pe serviciu clienți și acum am schimbat domeniul cu totul de un an aproape. Bine că ai găsit. Da, așa da. Ai? Să știi că bine că am găsit, că am stat o perioadă bună acasă, fost și cu pandemia și... Și unde după pandemie ai stat, ai avut problemele de a găsi... Deși Timișoara e un loc în care șomajul nu e atât de mare. Da, să știi că am întâmpinat ceva probleme, am fost la multe interviuri, și dar ce s-a întâmplat? Care nu s-au soldat cu nimic, nicio da, rezoluție. Dar de ce? Nu știu. Ești tânără, hai să zic, pe mine nu mă mai... Ce faci, băi, du-te, bă, acasă. Dar cât, 30? 35. 35, ești tânăr, adică de ce? Deci aveam 32, 33 atunci. Care era, mă? Habar nu am. Ce școală ai făcut? Ce ai terminat? Facultate? Da. Și facultate? Limbi străine, da. Engleză, italiană. Vorbești? Da, păi am lucrat pe call center 5 ani de zile pe italiană. Alexandra, mă duc mai departe. Mergi. Cât ai, Mihăiță? 3.100. Cu tot cu tironazop. Cu tot. Nu? Și cu specializare. Ai. Alexandra, ia uite aici, asta e un cuvânt așa mai pentru 60 plus... Tu la 32, mănunchi de fire toarse pe fus. E mai vechi așa, ghemul de lână. Literă. Borangic, știi borangicul? Borangic. Mai 32 de ani, literă. Borangicul. Arată așa ca vata pe băț, ca să zic pe vârsta ta. Ca vata pe băț, dar mai lunguiață. Ai apăsat?
Alexandra, roata morii, dă-mă să o sun pe Mirabela, n-am telefonul la mine pe Dauer. Fuior. Cum? Fuior. 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 Mai venea cuvântul. Morărița-i cu fuiorul, fuior. Corect? Fuior. Nu mai venea cuvântul, știam. Da, ai, știi vorba asta? Știi cuvântul? Da, fuie? Da, dar greu. Fii atentă. Cuvânt care face 500 de lei. Care aparține sau poate să fie utilizat de mai mulți, de noi toți. Comun. Comun? Opa, opa, opa. Și ce îmi place felul tău așa non-conformist de a fi. E cool, e, îmi place, ai un cercel aici. Am și nas, dar nu se vede de ochelari. Da, am și nas, Pic-mic. Acum văd un cercel. Ăsta a fost primul la 17 ani. 17 aveai? Da. Când ți-ai pus cercelul da, în nas? Da. Tati, nu. Tati, lasă. Și aici la ce vârstă ți l-ai pus? Acum 3 ani. 3, aveai vreo 29. 3, nu, 35 30, am acum, deci 32 aveam. 32, tati, treaba ta. Așa, da, bun, bravo. Bun, mă duc la 6 litere, 600 de lei. Auzi? Deprindere creată prin repetarea frecventată a unei acțiuni. Literă? Lucru pe care o persoană îl practică în mod regulat. Tic, 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 tic. Literă? Tic, tic, tic. Tabietul mă ăla, Alexandra, care se tot repetă. Eu beau în fiecare zi ceai verde. Mult, mult. Ăsta e a meu. Literă? Ăsta e a meu. Ăsta e a meu. Ce mai fac eu? Stai să mă gândesc, mă. Ce mai... Tu ce faci, mă, în fiecare zi, Bogdane? În fiecare... Mă trezesc. Auzi? Obicei. Cum? Obicei. Obicei. Doamne, de ce gândesc așa greu? Ai și un tatuaj, apropo de non-conformist. Am și pe spate. Da? Dar ce scrie aici? You only have one life. Live it the way you want. Ai doar o viață, trăiești așa cum vrei. Tati, și cum vream noi. Alexandra, fii atentă, ascultă. E verb la infinitiv. A simți o conexiune, știi, o profundă cu o altă persoană. O comuniune, o ceva cu o altă persoană. Când te afli pe aceeași lungime de undă cu altcineva. Literă. Îi zice într-un fel. Ești pe aceeași lungime de undă cu... Literă. Ești în asentiment. Angelica e nervoasă. Literă. Că nu știu. Ești în asentiment cu altcineva. Alexandra. Fii compatibil, fii atent. Când ești compatibilă cu o persoană. Rezona? Ăsta e! Nu era ușor. Sau? Empatizam, vreau să zic prima oară, după aia am văzut că e prea lung. Da, și că era... Și am văzut că literele nu sunt alea și m-am... Mă duc la 7 litere, 700 de lei. Îți dau un obiect. Astea sunt mai ușoare. Obiectul ăsta e o lamă flexibilă de oțel care servește la curățarea unor suprafețe. Lamă de cureț cu obiectul ăsta, nu știu, literă? Diferite, are o parte de cauciuc, literă? De silicon pe el. Literă? Îndepărtează, să zicem, excesul de apă de pe zone netede sau când ninge pe parbrizul de... ca să lipești un autocolant, fii atent. Folosești da, să lipești o abțipire. Da, mă, trebuie să-ți vină. Hai, în 20 secunde. Iarna, mă, iarna, uite cum e iarna când da, e frig. Da, știu aia cu care râcâi. Porcăria aia, mă, cum îi zice? Fie, cât costă-i 6 lei? Racletă! Cum? Racletă! Racletă! Bine. Nu știu ce funcționează așa greu. Cred că deep down la emoții, dar nu-mi ies, că nu prea în ultimul timp am învățat să nu le mai exteriorizez. Dar cred că înăuntru e o luptă, așa. Le țin tine? Viața. Nici asta nu-i bine. Știu. Nu-i bine că rămân acolo da. Și...
produc alte damage-uri. Nu e bine, da. Da, nici acolo nu e bine. Alexandra, îți dau unul românesc din șapte de nu-ți vine să crezi, dar fii atent că te pălește ăsta. De plânge. Care s-a supus procesului de îmbăiere. No, păi ăsta e românesc, nici nu mai... Adică românesc, românesc. Îl folosește și creangă. Băiat? Cum băiat? Îmbăiat. E, nu ești departe, hai. Dacă am zis că și creangă îl folosește. Adică românesc 100%. Bun, îmbăiat, perfect. Știi creangă? Știi amintirile din copilărie lui creangă? Înmuiat? Ce era înmuiat creangă? Unde era săracul înmuiat? Creangă, Ion creangă. Amintiri din copilărie. El mergea la înmuiat? Scăldat. L-a înmuiat. L-a înmuiat. A, nu, dar sunt deoparte cu creangă, eu mergeam pe sinonime. Bravo, foarte bine, perfect. Sinonimele ne duc exact la cuvânt. 3300. După aceea am realizat că unde mergea, când ai zis unde mergea. Exact, te-ai dus la scăldat. Da. Mihăiță, te-a bătut în clipa asta. Stai că nu s-a terminat, stai așa. Bine, Alexandra. 3300. 2 minute mai am pentru tine. Și am un cuvânt format din... 8 litere, 800 de lei. 30 și... Mă, se poate să fi prins așa ceva. Cât ai? 35. Sunt și acum, dar când eram eu puște, era o nebunie cu dulciurile astea care au textură moale, populare în întreaga lume. Dar când eram eu puști, fa... Jeleuri? Când eram puști, erau bune și jeleurile. Știi cum erau astea? Nu-s geleuri, zahăr, apă, lapte, zahăr, apă, lapte, cred că și ceva smântână, dar le zice într-un fel că... Ca o spumă. A, nu-s ca o spumă, nu. Nu, au formă pătrată, au formă pătrată sau dreptunghiulare și când le mănânci se lipesc de dinți, mi se lipesc. Când eram copii, se lipeau de dinți. Se lipe, desertul ăla care se lipește de dinți. În pungă le găsești, sau se lipește de dinți. Eu ce zici, dar... A, caramele. Mă gândeam la marshmallows, îmi venea din mine în engleză alea pufoase și ca spuma. Bezele. Numai la caramele. Bezele? Nu. Pricomigdale? Nu știu exact cum le spune. Zile în engleză, Doamne, iartă-mă. Marshmallows. Marshmallows. Bezele? Da, sunt un fel de bezele. Something like that. Something bezele. Nu, zic, sau bezele. Nu, mamă, caramele, firai, mamă lor. Berzenele. Nu, că nu există de asta. Nu, dar caramele, le țineți minte? Când eram eu copil, erau din alea așa, aveau culoarea aia. Când ai zis că se lipeau de dinți. Nu, țineți minte că se... Eu mă gândeam la cu totul altceva. Las-o, bun, ascultă-mă. Fii atent. 2500, stăm bine. Stăm bine, dar am coborât. S-a întors pe primul loc, Mihăiță. Ia uite-vă și eram sus. Ia uite-vă și eram sus acum câteva secunde. Hai, Alexandra, înapoi în luptă. Verb îți dau. A reface o structură cu scopul de a reda valoarea culturală sau istorică. Amândoi venim din Timișoara, amândoi suntem din același oraș. Bă, centru arată bine. Orașul e praf, dar centru e frumos, corect? Mă, centru, Piața Unirii, Piața Operei, așa-i? Da. Cum e? Cum e acolo? Cum e centrul ăla? E frumos, mă. Când recondiționezi un monument de arhitectură. A restaura. Bravo. Bravo. E restaurat centrul, așa e? Chiar arată bine. Da. Chiar uite, vă recoie capitală culturală Timișoara în lunile. Cât mai e, cât o mai fi, ce o mai fi. Bine, Alexandra. 1 minut jumătate, 4 cuvinte, putem? Putem. Hai. Ne străduim. Hai. Pe dinți n-ai... Nu. Vrei să-ți mai zic ce am? Buzele tatuate. Dacă mai lua cu zona asta cu întrebări? Zău? Da. Acum adică, nu e ruj? Acum da, e și ruj. Dar e o culoare așa, ruzie. A, și... Tot timpul. Nu te-a durut? Ba da, recunosc. Bun, buze tatuate. Dar tu cași gura, buze, procedeu stomatologic ăsta cu ultrasunete. Deci buze tatuate, bun. Dar buze tatuate... Litera? Să le recomandăm copiilor tuturor să meargă litera. Să facă procedeul ăsta. Medicii îl recomandă. Detaltraj? Non-invaz... Cum? Detaltraj. Zi-o pe... Da, bravo, l-a luat sistemul.
Perfect. De tartraj. Bun. 3500, Mihaiță, cât? 3100. Ia uităm. 4 litere peste. Bravo, Alexandru. Păi le-am cum trebuie să evoluez, să urc. Fii atentă. Cea la cărei reușită au participat mai multe persoane. Deci cum e literă? Femeia aia la literă? Cărei reușită au participat mai mulți. Literă? Care beneficiază literă? De sprijinul celor apropiați. Este... Poate să fie și o echipă care e încurajată de mai mulți. Este o echipă... susținută. Wow! Perfect! 4.000 de lei! Trezirea. Cum? Trezirea. Trezirea, că vin astea grele, Alexandra. Alea 2 de 1000. Bun, da, trezirea. Bravo. Hai, trezirea. 1 de 1000 și încă 1 de 1000. Le zic, da? Te rog. Fii atent. A acorda un statut legal unei acțiuni, unui document, poate să fie și unei persoane. Literă? Când îi dai statutul legal, adică al... Literă? Când primești validarea literă? Unei autorități, Alexandra, când o autoritate literă? Îți validează, a unei instanțe competente. Hai că poți, mai ai depus 6 litere acolo. Hai, hai că putem. Auzi, a recunoaște o serie de acte. Fii atent, a recunoaște o serie de acte. A legali... Nu. Nu ești departe. A legaliza un document. Asta am vrut să așa, zic. Bun, nu ești departe. Bun, bun. Adică asta înseamnă a legitima un document. A legitima, a legaliza. Hai, hai. A înregistra oficial. Oficializa, mai... Cât ai, mă, Mihaiță? 3100. Fii atentă, Alexandra. În astea 42 de secunde să-ți ții banii ăștia și să-i înmulțești. Știi? Că dacă nu, ne ducem în jos. Bun, o luăm de la capăt. Ai vreme 42 de secunde. Îl spun pe ăsta de 1000 de lei care te aruncă pe locul 1 sau îl spun, da? Deci 1000 de lei, locul 1 sau nimic. Acte juridice unilaterale, tare important asta, cu importanță majoră pe linia, fii atentă, descendentă. Literă. Mă, ia-o pe logică, Doamne iartă-mă, Alexandra. Literă. Deci pe linia descendentă, știi? Poate să literă. Schimbe viața celor de după tine. Literă. Se întocmesc în fața unui funcționar, a unui notar. Auzi? Poate să schimbe viața celor de după... Testamente? Cum? Testamente! Măcar atât. Mamă! Dacă mai erau tură. Mamă! Testa în 4.000 de lei. Ai sărit pe locul 1. Dacă mai erau tură. Am început să mă trezesc cam târziu, dar nu știu de ce, dar în fine. Ești după fusul de Timișoara, după fusul de... Probabil. Bine juca, 4.000. În Timișoara oamenii se salută cu ceau. Da. Ceau. Ceau. 4.000 de lei, locul 1. Angelica. Hai să vedem. Să rămână, bun venit. Te-am găsit. Nu vorbim despre ce, cum decât după primele două, da? Bun. Ai, și după aceea ne dăm... Perfect. Și după aceea ne dăm seama cum, ce faci, de unde vii, cum... Simplu. 4 litere, 400 de lei. Parteneri de viață. Nici măcar nu te întreb dacă ești căsător. Soți. Vită, soți! 2 secunde. 400 de lei. Bun. Încă unul. Încă unul. Asta e un adjectiv, arată starea unuia care se descurcă fără probleme oricând, în orice situație. Zici despre un om care se descurcă, care face orice, care le face literă? Pe toate. Asta e un adjectiv, arată starea unuia care se descurcă fără probleme oricând, în orice situație. Zici despre un om care se descurcă, care face orice, care le face literă? Pe toate. Că e un individ care are multă îndemânare. Abil. Cu simț, abil. Abil. A venit B-ul ăla bun, că putea să fie agil, da. Știi, sinonime.
Bun venit la noi, Angelica. Bine v-am găsit. 700 de lei în câteva secunde. Am pierdut 12 secunde, nu e bine. E bine, să ne drămuim noi. Ești din Ardeal, născut în Ardeal? Nu. Că te-am văzut cu timpul. În Moldova s-am născut. Unde în Moldova? Păi m-am născut în județul Galați. Am locuit în Tecuci până la 10 ani, după care m-am mutat cu părinții la Bacău, unde am stat până la 20 de ani și după aceea m-am mutat la București. Am venit la facultate, de fapt, și aici am rămas. Bacău? Cum de nu te-ai dus la Iași? Sau ce facultate? Medicină. Medicină. Și Iașiu are medicină bună. Nu știu, m-a atras București. N-am vrut să mă duc la Iași, deși am dat de 3 ori la medicină până am intrat. Cu media cu care picam la București, aș fi intrat la Iași, dar m-am încăpățânat să vin la București. Unde l-am cunoscut și pe soțul meu, care e tot din Bacău, dar ne-am cunoscut la București. Dar ce faci? Și medic unde? Medic de familie, la un cabinet pentru studenți. Excelent. Te ține tânără treaba asta. Tânără, da. Doamna doctor, avem în clipa asta 700 de lei, mă duc la 5 litere, și vă cer după aceea un sfat, dar mă duc la 5 litere. Doamna doctor, a reduce din masa corporală. A slăbi. Oh, cum să o faci cel mai bine? Să nu mănânci. Să reduci porțiile, nu să nu mănânci. Cred că cel mai bine, mănânci ce-ți place, dar reduci porțiile. Ai întâlnit povestea asta la studenți? Da, își doresc studentele, așa? Da, e o isterie acum să... Da, mulți sunt vegetarieni. O fi bine, o fi rău? Nu cred că e bine, pentru că până la urmă suntem omnivori. Și omoare caninii, nu? Și are canini, da. Da, da, da. Caninii suntem care rup din sfâșiem carne, carnea, da. E interesant, păreri și păreri. Da, și cei mai bune anticorpi se fac din proteinele din carne. Proteine animale, da. Doamna doctor, am reținut-o asta. Vă zic acum ceva din 500 de lei, 5 litere. Grădină subacvatică și viu colorată. Litera? Asta nu e în mări și oceane, normal dacă e subacvatic. Recif. Reciful. Bun, reciful. Marea barieră de corali, celebra mare barieră. Bun, avem 1600 de lei cu reciful ăsta. 6 litere. Ăsta e un adjectiv, astea sunt un pic mai... Da, și crește greutatea. Care a fost atras sau influențat într-un mod misterios, inexplicabil chiar. Cum îl cheamă pe băiatul tău, Angelica? Vladimir. Vladimir, care a fost... Literă. Ai o literă. Asupra căruia s-au exercitat niște literă. Forțe care putem zicem supranaturale. Are vreo iubită, Vladimir? Are, da. Vrăjit. Vrăjit! Înspre asta încercam să mă duc. Știi, cu vrăjii, Vladimir, 20 de ani, băiatul tău, perfect. Cât ai, Alexandra? 4.000. Țin-te bine. Mă țin. Angelica, ascultă-mă, asta e o ghicitoare. Instrument, ghicitoare, pentru copii chiar, doamna doctor, cu limbă. Doamna doctor. Literă. Vă zic așa, să vă faceți o imagine, doamna doctor, e obiect metalic gol pe dinăuntru. Literă. E deschis în partea de jos, deci obiect metalic gol pe dinăuntru, imaginați, deschis în partea de jos și are în mijloc... Literă. Bom. Clopotul. Clopot. Bun. 700 de lei, 7 litere. Avem 2300 de lei în clipa asta. Verb la infinitiv, aș exprima pe neașteptate furia, indignarea, frustrarea. A izbucni sau a răbufni? Bun, mamă, risc, bun. 3000. Sunt mai multe genți de mici dimensiuni în care se păstrează obiecte personale. Ăștia mici nu mai folosesc. Dar cum îl cheamă pe soțul? Eduard. Da, și Edi. Cred că avea Edi, sigur avea așa ceva. Borsetă, borsete.
tare, dar... Mă rog, e, da, nu cred că eu... Se mai auzi Mihaiță de borsete? Și femeile le poartă, și bărbații. Erau gențile alea au de mici. Au revenit la modă. Cum, cum? Au revenit la modă, da? Da, da, acum mai mult rucsăcel poartă bărbații. Și pe umăr, dar și în jurul talii, exact. Da, cum... da, da. Da, exact alea, da. Perfect, 3700, oleu, 800 de lei, 8 litere, hai că putem. Asta e un englezism. Tehnician care coordonează operativ producția într-o întreprindere. Îmi place substantivul ăsta, întreprindere. Deci, literă. Cel care coordonează, e englezism literă. Așa, asigură funcționarea eficientă a operațiunilor în întreprindere. Literă? Știu că nu mai prea sunt în... Da, mai sunt fabrici. Gestionează resursele literă. Dintr-un domeniu, ajută prin suport telefonic. Literă. Doamna doctor... poate să fie ăla, uite, care preia apelurile de urgență. Poate să fie altceva. Dispecer. Ăsta e dispecer. Ăsta e. Mă uitam la Mihăiță, care e asistent medical, mi-am amintit de 112, dispecerul. Alexandra, cât ai zis că ai? Cât e acolo? 4.000. Doamna doctor, mai are un minut și 48 de secunde, adică vreo 2 minute aproape. Și mai are și cinci cuvinte. Wow! Sus de tot ne putem duce. Ăsta e foarte simplu. Componentă mecanică indispensabilă, deci trebuie neapărat să fie la vehiculele care au transmisie. Nu pot să zic că e bărbătesc, că și femeile. Ambreiaj. Fabulos. Nu era ușor. L-ai prins, Mihăiță? Da. Da? Bogdane, ambreiaj, nu prea, așa-i? Nu. 900 de lei. 9 litere, avem deja 4700. Verbii ăsta. Ajunge din nou în față. Din nou față în față. Se reîntâlni. Bravo. În secunda 2. A venit și mie. Cum? Nu știu cum îmi vin acum. În secunda 2 mi-a venit răspunsul. Și când i-am fost acolo, eram pământ de flori. Cum ți-a venit reîntâlnitul ăsta acum? Serios vorbesc. Da, toată lumea îmi spune, de ce nu facem fără masa asta, doar tu da. Și să așa de acolo? Nu idee rea, să știi. Da, se poate că masa are ceva scaun. Trebuie exorcizat. Ce? Da, te-a adus un părinte, că e un popă. Puh, ce bine! 5600, wow! Un minut jumătate mai avem. Fiți atentă, doamna doctor. Recunoaștere dobândită de o persoană sau de o instituție. Hai că mai avem un minut jumătate, 900 de lei e cuvântul literă. Ăsta. O literă. Poate să influențeze... Este substantiv? Da, da. Recunoaștere substantiv, da. Mă gândesc literă. Că literă poate să influențeze prestigiul în societate, poate să influențeze statutul, o literă? Prestigiu. Da. Am fost atentă la Dan. Excelent. Excelent. Jocul e despre... Wow. Bun. 1000 de lei. Definiție zice așa. Caractere grafice folosite în literatura română. Literă? Luat așa pas cu pas. Literă? Literă? Acum, pentru că data trecută m-a scăpat. O să fiu foarte atent. O să fiu foarte atent să nu mă mai, știi, să nu mai literă. Să nu mai scape din nou. Da, consoane nu mai avem în limba doctor, română. Doamna doctor, doamna doctor, încă o literă, 23 de secunde. Nu e greu. Caractere grafice. Da, 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 da. În literatură. Modifică, accentuează. Adiacritice. Am vrut să le zic din prima. Bingo.
Dar nu știu de ce m-am gândit la niște ilustrații. La... Ia critice! Deci l-ai avut, Alexandra? Prima am vrut să-l zic, Doamne, ce rău îmi pare. Da. Ai cerut aia la litere? Da, deci am... nu-mi veneau decât iuri. Eu am încercat să tac ca să echilibrez faptul că data trecută m-a luat gura pe dinainte, dar am vrut să-ți testez atenția. E și despre atenție distributivă, ai avut-o, după care ai zis, gata, bun, acum suntem... suntem 50-50, 6.800 de lei. Fii atentă. Doamna doctor, cuvânt care vine din lumea domniei voastre. Angelica, din lumea ta. Medicină făcută la București, da? Facultate, ești medic care este plin de... serotonină. Ăsta nu e... ce e serotonina? Este hormonul fericirii. Hormonul ăla care reglează fericirea. Literă. E un hormon care literă o reglează. Hormonul ăsta literă îți aduce o stare optimistă, hormonul ăsta. Care este plin de serotonină. Da. Aduce starea aia optimistă. Atitudinea aia pozitivă pe care toată lumea o caută. Serotonina o dă. Serotonina, doamna doctor, cum am venit cu fericire, bucurie, da. Exact, ăla lipsit de stres, adjectivul, care, ăla care e lipsit de stres este un om... Nu mă gândeam acolo. Ce ai zis, Alexandra? Că am auzit până aici bine dispus. Cine l-a zis? Tu l-ai spus? Am zis așa tare, scuzați. Bine jucat. Cu de toate. Atenție distributivă că ai prins când l-am spus. Mai da ce rompare de diacriticele alea că le-am avut. Deci am vrut să le spun. Dar după aia atunci... parcă tot. Dacă apăsam pe urmă și nu era 6.100 celelalte, da. Foarte bine jucat. Doamna doctor, bine. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Melinda, hai curaj. Acum încep să nu mai am curaj. Aoleo, hai curaj. Eu nu se motivă, ce greu. Putem să o înfrângem pe doamna doctor. Ascultați, 6, e bun. Spus că mă gândesc ca 25 de ani. Cu siguranță în seara asta dăm cel puțin 6.100 de lei. Acum să vedem dacă Bogdan, dacă tu, Melinda, mai... Hai să începem direct la cuvinte. Așa. Să începem să nu... Ai emoții? Un pic, acum. Dă mâna, te rog. Niciodată n-am avut. Ai emoții? Un pic am. Zău? Da. Măsura ritmului cardiac și a bătăilor inimii? Puls. Puls. Uite și eu te-am ținut de mână. Puls, încercam să-ți iau pulsul. Bun. Păi de-aia ți-am luat mâna să-ți iau pulsul. Bravo. Încă una și după aceea vorbim, Melinda, da? Ne povestești ce faci, cu ce te ocupi. A pregăti un instrument de foc pentru atac sau pentru apărare. Toată lumea a nebunit. A arma. Numai de arme se vorbește. A arma. Perfect. Ce faci, Melinda? Cu ce te ocupi? Nu mai fac nimic, îs pensionară. Ce fain e. Fac ce vreau. Îmi place când ai zis îs pensionară, mi-am dat seama că ești din Ardeal. Un banat, da. Ardeal, pe acolo, pe undeva. Din Aiud. Ce ai făcut, Melinda, în de-a lungul vieții? 40 de ani am lucrat recepționer de hotel. 40. Fără 3 luni, după socoteala lor. 40 de ani. În Aiud? În Aiud? În Aiud, la hotelul vechi. Așa, nu-i spune numele că știu nou, care, știu. Bun. Ăla din mijloc de pe acolo. Copii? Două fete mari. 37 și 35 de ani. Ce fac fetele? Muncesc, vor făcu școli. Tot în, bine, tot căsătorite în Spania. În Spania? Da. Par! Păi, ai rămas în Aiud? Da. Vin ele? Te duci tu mai încolo? Mai vin și ele, mă duc. Vin. Eu mai des. Mai. Știu, ai rupt acolo a fost și bărbatul meu, toți trei ori fost acolo. Pe mine Spani. Nu m-au lăsat. Că au zis că am serviciu bun. Aici. Da. O țară spaniolă, vorba ardeleanului, o țară... Am prins. Bun. Am prins. Hai cu nu română. Multă, dar... Melin, hai cu limba știu română. Să mă cert în spaniolă. Ei, bun asta. Atunci hai să ne împăcăm în română. Fie în românește. Melinda. 5 litere 500 de lei, protecție pentru... cască.
Cască. Nu că era ușor? Nu e așa că era ușor? 9 secunde, 1300 de lei. Doamna doctor, țineți-vă bine. Stai că vin alea lungi. Alea grele, așa, asta e adevărat. Bine, îți mai dau unul de 5 scurt. Da. Care a fost transformat într-o pastă fină, ăsta e adjectiv, 500 de lei, ei dacă îl literă, găsești, 400 de lei de data asta. Pasat? Pasat! Rupe, nu-i problemă, numai nu mă rupe pe mine întrebându-mă. Am înțeles, că eu știu, mă, da. Și mă, nu știu cum, eu n-am voie nici să dau știu. Da, nici din cap, nici nu. Nici... Știu că urmărez zilnic. Bun, că n-am... Da, acum nu-mi vine. 600 de lei. Așa. Ăsta e simplu, care vine. Doamne, da. Numai să te gândești, care-i vânătorul apelor adânci? Rechin. Rechin. Băi, ce bine merge! Mamă, ce bine merge! Aia, călduri. 2300. Ce ai zis, Bogdane? Nimic. Ce eu zici? Ziceam, cum vin răspunsurile, acum n-ai cum. Iagara. E nervoasă că-i vin de acolo răspunsul și când era aici numai caramelele nu le găsea. Ce uite, băi. Belinda, mai departe, ascultă, verb ăsta, verb. Da. A produce un sunet specific în urma unei rupturi sau a unei mișcări bruște. A trosni. Câți ani ai, Melinda? 63. 63. Buuu, Angelica. Știi, pe vremea mea nu erau calculat telefoane erau, și... Da. Și era creionul... Nu? Păi era... da, mie mi-a plăcut să citesc cartea. Mult. Cartea, da? Da. Am citit până n-am mai putut să mai citesc. Acum citesc 2-3 pagini, o las, uite ce am citit. Mă bucur asta, înclinația ta spre bucuria ta de a citi. Se da. Simte. Se simte în ăștia 2900 Îmi de lei. Îmi pare rău că nu mai pot, da, asta e. Melinda, fii atentă. Mă duc la 700 de lei, 7. De litere adunate fac 700 de lei. Pavaj compus din bucăți de lemn. 40 de ani ai lucrat într-o recepție literă, a unui hotel și sigur așa ceva. Literă, vă rog. Poate să fie de diferit. Parchet. Parchetul e, doamne, parchetul. Parchetul. Acum e la modă ăla laminat, dar mă gândesc că acolo aveați parchetul ăla masiv. Linoleu era. Domnul Ceaușescu, bravo. Ciment. Doamne. Mamă, nu-mi vine să cred. Mă uit, ai 3400 de lei în 40 de secunde. La timp nu m-am uitat. Wow. Doamne, ajută. Fii atentă, Melinda. Care are un impact, da, pozitiv asupra unei persoane sau asupra unei situații, de exemplu. Mamă, literă, ce bine joci. În 40 de secunde ai luat... Literă, vă rog. Fii atentă, de-abia cu trece minutul. Benefic. Benefic. Bine. Ăsta mic Mihai se uită la tine și băi, ce face? Nu, no, stai că mă pierd imediat. Extraordinar. Deci n-a trecut minutul, Bogdane. Jucăm de 57 de secunde și are deja 4.000 de lei aproape, 3.900. Uleu! Ajută. 8 litere, 800 de lei. Ce înseamnă cititul de-a lungul anilor? Melinda, care este captivat în profunzime. Literă, vă rog. Hai o literă. Literă, vă rog. E concentrat peste măsură, de exemplu, când se uită la un film sau când citești o carte. Tu ai zis că ai citit literă, mult vă rog. În toată viața ta. Citind cărțile alea ai fost... Încă una, vă rog. Încă una. O literă încă, taci, vă rog. Taci, măi, Alexandra. N-am zis nimic. Nu mai vede, nu mai aude. Tu când lucrai în recepție 40 de ani la hotel, citeai, mi-ai zis, citeai da. Mult, da? Nu mai vedeai, nu mai auzeai nimic. Știi? În jur. Citeai cartea doar. Literă, hai, vă rog. Încă o literă! Absorbit! Da, erai absorbită absorbit. De... Absorbit! Exact, erai captivată în profunzime, erai absorbită de acțiunea cărții. Bun! Hai!
Am zis eu că asta lungi în pumn. Lasă că e bine. Avem 4200 deja și mai avem 2 minute jumătate. Stăm foarte bine, Melinda. Bine, mulțumesc. 4200. Verb la infinitiv, atenție. A se vorbi despre ceva care nu a fost confirmat oficial, adică încă neconfirmat oficial. Literă, vă rog. Se literă, zice că o să crească pensiile. Se zice că o să crească. Alea nu mai cresc curând. Literă, vă rog. A se comunica ideea din om în om. A bârfia. A se propaga o informație printre oameni. Pe acolo se zice nu că la... literă, hai, o literă, hai o literă. Auzi, a se împrăștia o veste. Uite, mai da. Nu vine. Încă o literă, încă o literă. Un zvon. Vehicula. A se vehicul. A vehicula. Vehicula. Și se răspăse, vehiculează, da. Că vor crește. Că vor crește, pe... dar nu prea cresc. Vorbe. Melinda, 2 din 9, 2 din 10. Bani mulți în joc, într-un minut jumătate. Ăsta trebuie să intre în 9 litere, 900 de lei, subliniez lei. Atenție! Aparatele grele și securizate care merg non-stop. Literă, vă rog. Merg non-stop. Știu că sunt multe aparate grele. Literă, vă rog. Ăsta merge în mecanisme electronice. Sunt, auză, s-a amplasat în locuri publice. Eu cred că nu o să mai fie. Eu cred că dispar. Eu cred că nu o să mai fie. Că toată lumea în jur zice, gata, bă, s-a dus. Dar noi suntem bucuroși că am prins perioada în care mai... aparate grele. Da, sunt conectate la niște rețele. Îți mai dau o literă. Îți mai dau o literă? Da, te rog. Îți mai dau o literă. Cere tu literă. Literă, vă rog. Literă. Auzi, ca să mergi la ele, ai card? Ai card? Am bancomate. Bancomate! Mulțumesc frumos! Bancomate, Melinda. Da, știlez meu. Auzi, înainte de a spune definiția, am subliniat lei. Lei. N-ai fost atent. N-am fost atentă. Atenție, vorbim despre cât ți aveai tu lei. Îți dau 3 cuvinte, dar nu pot să-ți dau mai mult de 50 de secunde. Văd. Fii atent. Care are o importanță semnificativă, ăsta nu e ușor, dar e scump, într-un anumit context. Dacă literă, vrei, vă rog, literă, vă rog, aduce literă, vă rog. O contribuție valoroasă unei discuții, să zicem. Se remarcă într-o acțiune, uite, de exemplu. Literă, vă rog. Ai încă una. Informație care ajunge să fie de interes major într-o situație, cum ar fi. Într-o anumită situație. Vezi la timp, vezi la timp, vezi la timp. Mai păstrează timp și pentru ultimul cuvânt, că mai îți dau o literă. Literă, și oprește după literă, aia, vă rog frumos. Nu stăm bine la timp. Oprește. Încă una, vă rog frumos, o literă. Literă, bun. Alea să fie o probă care poate să schimbe cursul unei ani. Timpul, timpul, oprește timpul ăla. Bă, bată-l norocul. Bată-l de timp, bun. Relevantă. Le iau pădurile. Relevant era. Cât ai, Angelica? Erau prea multe vocale și nu veneau consoanele. Melinda. Da. Angelica are 6100 de lei. Da. Tu ai în clipa asta 5200. Da. Deci poți să o învingi. Poți să fii pe locul. Dacă nu iau, numai... Păi nu, deci mai ai 2 cuvinte. A, două, deci cuvinte. 2000 de lei poți să iei. Dar în 4 secunde nu cred că putem nu 2 cuvinte. Dar hai măcar unul. Hai măcar unul. Eu citesc, tu ceri litere. Da. Ce litere? Și apăs. Da. 5200 locul 1, doamna doctor are 6100. Hai, Melinda, dacă putem. Fii atentă, pe logică iau. Eu încep să citesc, da? Poligon al cărui nume de laturi coincide cu numărul de unghiuri. Nu e greu deloc, ăsta e matematică.
Hai și mie. Geometrie, zi-o. În față. O, îl vezi, îl știi? Laturile poate să aibă lungimi diferite, dar unghiurile variază. Hai că ăsta nu-i greu deloc. Taci și Alexandra din gură. Uite-o, de... uite-o mă, Alexandra, că auzi, nu cred că ne oprim aici. Ne oprim. Nu. Nu, nu, segmentele nu sunt... care e număr de laturi coincide cu numărul de unghiuri. Triunghi, patru late. Asta e. Nu-mi venit, categoric. Cine a luat patru laterul? Eu. Toată lumea. Toată lumea. Nu mi-a venit, categoric. Și am făcut liceu de mate fizică. Nu mă zice la nimeni. Las-o, nu e gata. Vezi, acolo te... Da. Ca și mine cu caramele, n-am să uit cât trăiesc. Nu-i gata. Nu-i gata. Ascultă. Și așa nu-mi plăceau. Melinda. Acum le urăsc. A eliminat conținutul literă, lichid. Literă, vă rog. Când elimini conținutul lichid dintr-un aliment, fructele la soare le pui la... Pui fructe la soare timp îndelungat și ele se... Pasteurizează. Se pasteurizează, doamne, iată-mă. Fructul îl pui la soare. Uscare. Sau se... Iasă apa din el, se... Când nu mai ai apă, nu mai ai suficient apă în corp, lichide în corp. Deshidratate. Da, măi, da. Deshidratate, nu știu dacă n-am dat. Tate. Deshidrata. Nu mai conta așa. Fuuu, nu-mi vine să cred că ne-a încurcat. Las că mai greu peste 6 luni. Doamne, ne-a încurcat un 4 la ter. Efectiv, nu mi-a venit în cap. Dar l-aveai în minte? Mă uitam, vedeam toate figurile și nu. Geometrice. Da. 4 la terul era, Doamne, iartă-mă. Asta e. Eram pe locul 1 acum. 4 la terul ne-a terminat. Da. Cât timp ai lucrat în recepție la? 40 de ani. 4 la... Puh, 40 de ani. Mulțumesc, Melina. Mulțumesc și eu. Bogdan, nu, efectiv, da, mi s-a rupt filmul. Cum? Zic, efectiv, am rămas. Da, eu nu mai zic nimic. Mie toate figurile le vedeam. Acolo ești toate. Pământ. Și nu... Am vrut să le încerc toate. Triunghi, dreptunghi. Păi de ce nu le-ai zis? Nu știu. În jumatea aia de minute. De ce n-ai? Triunghi, dreptunghi, patru la cred că m-au lovit emoțiile acum la capăt. Nu. Aici este un tărâm, acolo este un alt tărâm. Da, ia vino tu în tărâmul ăsta. Ia vino pe celălalt tărâm, Bogdan. Hai să te văd în tărâmul ăsta. Cum o fi? Nu te întreb nimic. Îți dau două definiții și după aia îmi povestești despre tine. Bine? Doamnește. Nu te întreb nimic. Uite. Uite simplu. Alexandra o să știe asta, că ea e apus, occident, 4 litere. Litera. De unde ești, Alexandra? Timișoara ești? Din Timișoara? Dacă e apus, dacă e occident, Alexandra vine din Timișoara, vine... Băi, omule, băi, Bogdan, uite că acum nici nu... Auzi? Și eu din Timișoara. Era... Noi filmăm în București. Mă, Timișoara... Vest. Cum? Vest. Timișoara e la vest. Măi, vestul român. Greu, greu. Îmi vin foarte multe. This doesn't stop. Nu se oprește. Nu vine ce e în față, nu vine. Zile pe toate, nord, sud, vest, est, a pus occident, adică... No. Bogdane, ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta. Cel care strânge bani, adună bani, fără intenția de a-i cheltui. Cum e omul ăla? Ăla care adună bani. Literă? Bun. Face economii exagerate, dar îi ține. Avar. 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 Avarul e. 600 de lei într-un sfert de minut. Poate mai bine, poate mai rău. Vom vedea. Ce faci, Bogdane? De toate. Momentan sunt manager logistic, dar am... La o companie ceva? La o companie ce din face? Horeca. Aha. Cu mâncare, cu hoteluri? Cu mâncare? Am nimerit-o, da? Mai mult ca sigur, ai e, comandat. E aia care împarte mâncare la oameni, care cât mai exact, multe, una exact, din alea, exact, nu? Exact, livrăm fericire, dragostea, de ce mâncare, și da, prin stomac. Serotonină. De... Serotonină, dopamină, da. Tare. Am fost și vopsitor, am muncit și în BTL, am avut și firmă de transport în Germania, Iunești, în o boabă de germană, ai, și am deschis firmă.
aveam un prieten foarte bun, plicurile le citea el, le plăteam eu. Excelent. Câți ani ai? 32, abia începe viața. Și toate le-ai făcut până acum, ai o experiență? Am vrut să fiu cât se poate, un burete, să absorb cât mai mult, ca să-mi dau seama ce vreau să fac cu adevărat. Trebuia să fiu diplomat. Ce ai terminat? Științe sociale și administrative. Diplomație. Relații internaționale, da. Nicio. Politica. Nu, nu așa e? Nu. Dar de ce nu te-ai gândit să te duci la o altă facultate? Deja era prea târziu, așa e? Niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu. Eram copil, acum, mintea de acum, o să încerc la psihologie. Deci făcute multe, în 32 de ani le-ai înghisuit cât pe mai toate. Mult, și vopsitor, și director, și de tot. Auzi, ai avut timp de vreo iubită să o iei în căsătorie? Foarte mult. Dar una. Căsătorit? Nu, aproape. 7 ani. Bun, aproape? 7 ani. Da. Încep. Bogdane, îți țin pumnii. Fii atent aici. 500 de lei, auzi? Când ai dubii, a avea dubii. Îndoi. Bun! Bun! Hai că începem finalul. Ne încălzim, ne facem. Ne încălzim. Peste 3 minute și 43 de secunde, cineva pleacă cu cât, Angelica, cât ai tu? 6100 de lei sau, Bogdane, tu cu mult peste. Sigur, în 3 minute și 43 de secunde o să avem un câștigător. Fii atent, Bogdan, îți dau un cuvânt, tu rapid vii cu sinonimul. Dușumea! Zi altfel. Podea. Ușumea, podea, bun, 1600 de lei în 42 de secunde. Bravo, Bogdan. Încerc și sigur. Mai zic, da? Da. Tot 6 litere. Cel care este mereu, acum să te văd dacă știi ce e sarcastic. Literă. Opa. Critic. Critică cine nu critică. Vezi că Alexandra zice că sarcasticul e altul. Ăla care e sarcastic e ăla care sublinează prostiile, absurditățile, dar într-un mod mai comic, așa. Știi? Sarcasticul e ăla care... Știi ce e sarcasticul ăla? Dacă vrei, care știe să facă haz de necaz. Și ăla poate contra. Să fie. Nu contra. Se exprimă într-un fel înțepător. Ironic. Știi? Ironicul. Cu sarcasm, ironia aia care înțeapă, care... Da, secretul era la asta. Care face glumele alea răutăcioase. Ăla e sarcasticul. 600 de lei. Ritmul în care se produce un proces raportat la unitate de timp. Bă, exact literă. Așa e definiția. Deci ritmul literă. Raportat la o unitate de timp. Hai. Rapiditatea cu care se deplasează un obiect într-un interval de timp este... Viteză. Cum? Viteză. Da, măi. Bun. Greu. Greu, dar bine. Las-o încet, greu, dar bine. Ai. 700 de lei. Îți dau verb. Ambina, Bogdane, părțile componente, bă, cât de simplu este, ale unui mecanism. Construi? Am grăbit. Bă, și tu te arunci, măi, Bogdane. Când potrivești mai multe piese ca să combina. Faci un... mai multe piese le potrivești ca să faci un tot unitar. Ce faci cu ele? Piesele le potrivești? Adică nu ești departe cu ce ai zis. Le conectezi, le reunești părțile unui obiect. Măi, reunești părțile unui obiect ca să... Nu ești departe la ce ai zis. Nu ești departe. Montezi un dulap, mă, un dulap, îl montezi. Montaj. Asambla. Da, m-am greșit că nu am dat literă. Da, ai sărit imediat. Pam! Fii atent. Încet că poți. Sunt foarte relaxat. Mai zic. De câștigat am câștigat experiența. Face că toți banii, da. Bogdan, fii atent. Ia-o așa, vizualizează-l, știi? Auzi? Vizualizează-l ca pe o caramea. Știi, caramelele. Stai că o enervezi pe Alexandra de astea, nu? Deci vizualizează-l doar, da? Aliment mic și subțir, mic și dulce, nu-i subțir. Literă. Mic și... E obținut prin deshidratare, că am avut cuvântul ăsta. M-au știut cu deshidratarea, că nu mai are apă în el. Conf-
Fiat în literă... Cum fi numai el, poate să fie aurie, maro... Stafidă. Da, măi. Da. Da, da. 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 800 de lei, Bogdane. Ești din București? Crescut. Crescut născut. Născut în născut, București? Crescut, da. Îți spun despre un individ care parcurge o distanță semnificativă ca rutină zilnică. Pe logică. Ăla care merge în fiecare zi, rutina lui zilnică, este un... Acum îți dau o literă. Că... Literă. Fii atent. Bate traseul de la muncă acasă, de la muncă acasă, de la muncă acasă, de la lucru înapoi, de la lucru înapoi. Da. Îți mai dau o literă. Literă. Auzi, foarte mulți din București se duc în Ploiești. Se duce din București în Ploiești, din București în Ploiești, din București în Ploiești. Nu navetă, navetist. Măi, omule, măi, de-aia am trecut că te-am berai acolo, navetistul. Bun, știi, cel care face navetist. L-ai auzit de vorba asta? Am făcut și eu naveta la viața mea. Ai făcut și naveta? Da, în Anglia. Da. Păi da, dar nu mergeai, adică ai lucrat în Anglia? Am lucrat în Anglia. Dar ce ai făcut în Anglia? BTL, producție publicitară. A fost valul când plecam cu toții. Păi nene, băi, ce viață ai avut, bă, Bogdan. Fii atent. Mai încet cu literele, da? Existe. Bogdane. Produse mici, utile în rutina de îngrijire a pielii. Dermal. E substantiv ăsta. Hai cu o literă. Hai cu o literă. Te ajută la curățare facială. Da, știi despre ce? Hai că mai o literă. Literă. Hai mai o literă. Auzi, îs moi, sunt absorbante, așa, nu știu, din bumbac cred că sunt făcute. Taci, Alexandra! L-am în cap, dar nu-mi vine. Dar știi de care zic, nu? Zi, doamna ta, cum o cheamă soție, viitoarea soție? Zic cum o cheamă, repede, zi-mă cum o cheamă pe soția ta, pe... Anca. Măi, Ancuța, da? Seara, la oglindă, se demachiază? Demachiant. Se demachiază? Da, se demachiază. Cu ce? Cu demachiant. Cu ce demachiant? Dar pe ce pune demachiantul? Nu. Pe ce pune demachiantul? Chestiile alea rotunde pe care ia demachiantul, pune și se demachiază, măi! Nu vine. Dischete, firar mama lor de dischete. Le aveam, efectiv. Le vedeam în baie. Bravo, le știi alea de stau pe ea, măi, te duci acasă, aruncă-le pe toate. Vezi, așa eram și eu. Mă duc în veci eu de serviciu, mă, de când bai. De mine, știi ce? Aruncă-le lângă toate caramelele Alexandrei. Incredibil. Ai de... Funny. Și tiranozaur. Fii atent, Bogdane. Avea o problemă locomotorie temporară sau permanentă? Știi locomotorie problema? Literă. Deci avea o problemă paralizat, da. Motric. Ce e aia? Cum motric? Bă, și eu fac. Deplasare. Literă. Deci când avea o pro... Cum? Ce? Șchiopătat. Ce ai zis, Alexandra? Nimic. Șchiopăta. Greu. Măi, da, mă. Eu de tine că... Ai făcut tu. Da, Alexandre... n-am avut atenția distributivă. Vedeam acolo și eram în... Așa-i? Da, așa-i. Ți-am zis, aici este un alt râm. Materia cenușie e pe... Bine spauză. Că l-ai luat, Fii atent, ascultă-mă. Stai un pic mai așa de 900 de lei, nu ușor. Sentiment de liniște, de găsirea echilibrului suflet. Împlinire. Las-o naibii de împliniri, Doamne, iartă-mă mai. Nu, e... Beatitudine. Aie, mă, accepte și tu că mai bine luai un colitere, mă. Aie, sentiment de liniște. Echilibru. Când o persoană răspunde afirmativ la o propunere. Confirm. Nu, mă, nu e ușor, dar, mă, accepte și tu măcar că trebuia să iei clar. Accepta clar. Asta măcar. Clar. Acceptare. Greu. Impulsiv. Bogdane.
A existat concurent mai slab decât mine? Nu, e bine. Ascultă, da, ești bine, Bogdane, fii atent aici. Promisiunea voluntară și conștientă că vei îndeplini o sarcină. Hai cu litere. Literă. Mă, nu mai apăsăm notul ăsta, nu, că din cauza asta tot. Nu mai apăsim. Eu zic când. Angajament. Cum? Angajament. Hey! Angajament. Asta e soluția. Asta e, eu să stau aici, să nu, că știi? Asta e soluția. Bogdane, 1000 da. De lei. Care a fost dat la o parte în numele unui scop. Înlăturat. A fost... A fost jertfit, fii atent, a fost jertfit. Adică a fost... Cerești o literă. Literă. A fost jertfit, a fost... Cum? Sacrificat, sacrificiu. Ia uite mă, dacă sacrificat la aici. Dacă da. Știam, stăteam... E nevoie de sacrificiu mai devreme. Stăteam minutele, stăteam aici și... Aproape, e ok, e decent. Bine jucat, Bogdane. Da, auzi, okay. Te rog, eu salut-o pe doamna când ajunge acasă. Cu siguranță. Și seara... Când vezi dischetele, zici... Cu demachetul. Îmi voi duce în WC-ul de serviciu, nu mă mai duc în baie. A, da, să știi că dischetele te-au... Dischetele m-au ruinat. Și pe mine caramelele. Caramelele, Alexandru. Caramele, eu dischete, fiecare câte ceva. Mulțumim că ai fost. Mulțumesc și eu, o plăcere. Avem un câștigător, 6.100 de lei. Angelica, doamna doctor, felicitări. Medic lângă studenți. Da. Mintea ținută tânără. Pentru sănătatea minții folosiți jocul cuvintelor. Cel puțin o dată pe zi. Asta e da. La voi, la medici. Consumați apă cel puțin. Folosiți-vă mintea. Seara și bună, 6.100 de lei. E foarte bună. La revedere. Da, aplicația, corect. Da.